Ce vreți voi să faceți, nu e ușor deloc. Mișto de tot baghiurile astea. Dar abia pot să stau pe ea. Se ridică efectiv o roată. Asta a dat ură. Rămâi efectiv fără drum. Bun, și acum încotro. Salutare, fraților! Azi vom face o tură până la vârful Neamțului și vom pleca din Azuga. Vom începe urcarea cu telecondola. La... Ce vreți voi să faceți? Nu e ușor deloc. Vreți să faceți buclă să veniți înapoi pe Valea Azugii? Da. Da. La telegondola e ceva lume, să vedem cât intrăm cu bicicletele, cred că doar doi câte doi. Și chiar sunt destui bicicliști, mulți par a avea biciclete de downhill, par a fi pregătiți special de coborâre. Ia uitați, e full. Se mișcă cu încetinitorul, fraților, gondolele astea. Deci efectiv cred că ai pauză de vreo 3 minute. S-a strâns o dita mai coada de bicicliști în spatele nostru. Nu știu cum, dar am avut norocul să fim printre primii. Îl avem aici în prim plan pe colegul Mugurel, și din tura de la curmătura. De data asta suntem o echipă de 6 bicicliști. Și iată că vine transportul nostru. Da, uitați-l. Și ne pregătim de embarcare. Gata. Gata, a reușit să intrăm în gondolă. Tocmai ce ne-am întâlnit cu un tip și zicea că e foarte greu traseul, dar față de ce am mai făcut noi, cel puțin după cum e trasat traseul, n-ar trebui să fie chiar așa. Ne descurcăm. Mai ales că o bună bucată urcăm cu gondola. Și revenind la traseu, acesta o să aibă 37 de kilometri cu o urcare de 800 de metri. Deci n-ar trebui să fie ceva foarte greu, dar acum o să vedem împreună cum iese. Cu cât e mai grea tura, cu atât avem material mai bun. Avem. Deja am urcat foarte mult. Ia venim și pe colegii noștri exact în față. Și aproape am ajuns. E ceva lume sus. Și a venit momentul să coborăm. Cam brutală oprirea. Asta a fost. Cam asta a fost urcarea fără efort. Și de acum va începe tura propriu-zisă. Să mergem puțin pe margine să vedem și peisajul. Ce părere aveți? Arată super. Gata, să înceapă tura. O urcare periculoasă încă de la începutul turei. Bate vântul pe aici, fraților, destul de rupere. Țin să vă spun că până acum nu mi-am amintit să mă fi prins așa vânt pe munte. Temperatura, nu pot să zic, e destul de bună, undeva între 15 și 20 de grade. Văd că drumul duce exact în partea aceea, în dreapta. E o urcare continuă. Îmi aduceți aminte pe domnul Jean? Uitați-l aici în prim plan. Pregătiți să dovedească toate urcările de pe traseu. Întâlnim prima ciradă de vaci. Văcuța. Foarte chill. N-au nicio treabă, ca și cum n-am fi pe aici. Am trecut puțin la pushbike. E criminală panta asta. Și e plină și de pietroaie. Așa că mai bine merg pe lângă ea. Colegii deja sunt foarte în spate. Așa că o să stau la prima curbă, să-i aștept. Iată că am ajuns la prima curbă. Vom urmări traseul Dungă Roșie. Foarte frumos platou. Iarba are o culoare verde foarte aprinsă. Un verde fresh, să zic așa. Îmi place mult tura. Primul coleg care a ajuns este Mugurel. Victorios. Nu mai e nimeni în spatele lui deocamdată. Are un avans destul de mare. Bine, Mugurel! Super! Și el ține cont că de anul trecut n-a mai fost pe munte. Este prima ieșire. Deci chiar se ține bine. Care? Unde-i motorul Janei? Am
început super bine. Deja mănânc. Gata, ne-am regrupat. Aici merge pe ea. Probabil că vom mai sta puțin să ne tragem sufletul și vom continua. Priviți cât de aprins este verdele peste tot. O să jur că e primăvară. Are o coborâre fenomenală aici. Și după această coborâre, care văd că e foarte lungă, o să avem parte, cred că, de oricare ne saturăm. Șleauri! Dar oricum e destul de ok drumul. Gușanț. A, bă, dar sunt șanțuri, nu glumă. Încerc să evit pe cât posibil și pietrele foarte ascuțite. Am văzut că nu duce lipsă de așa ceva. Fenomenală zona. Așa verdeață pe munte n-am mai văzut niciodată. L-avem pe domnul Silviu în față. Începem să intrăm din ce în ce mai mult în stălbăticie. Deja nu prea mai vezi oameni pe traseu. Ceilalți bicicliști de la gondolă se pare că nu au continuat traseul pe aici. Am intrat acum pe traseul marcat cu cruce roșie. Am ieșit de pe cel cu dunga roșie. E chiar super tare coborârea asta. Priviți ce tranșee. Tranșee și pietre de tren. Seamănă foarte mult cu cele de la calea ferată. Astea le găsesc ca fiind foarte păcătoase pentru anvelope. Poate să străpunge anvelopa destul de lejer cu una asta. Am ajuns la o intersecție. Să vedem ce avem pe indicator. Avem în direcția noastră plaiurul Orgojoaia și Trăisteni, traseu marcat cu cruce roșie. Și din direcția de unde venim, din partea stângă, avem culmea Zamora-Bușteni. Am intrat acum pe un drum mai puțin circulat. Se vede că e plin de verdeață. În stânga avem foarte multe flori. O turmă de oițe. Aici ne așteaptă din nou câinii. Se așteaptă și pe ceilalți. Asta e cel mai mic și cel mai rău. Hai să mergem începe lângă ele. Suntem pe traseu. Eu am deviat ca să mă bag pe stânga. Eu am deviat spre stânga. Și o luăm tot înainte. Am scăpat de câini. Fiind turma pe loc, era și ciobanul și n-a fost nicio problemă. Cel mai agitat câine era cel mic, culme. Câinii mari n-am avut nicio treabă cu noi. Încă avem norocul și plăcerea să mergem pe lângă platoul ăsta plin de verdeață. Ceea ce e super. Cu toate că arde soarele, datorită vântului e destul de ok temperatura. E exact cum trebuie. Nici cald, nici frig. Pe vremea asta te păcălește oarecum. Și e bine să te dai cu ceva cremă antibronzant să te protejeze, că altfel te trezești jos că ești roșu și nu știi de la ce. Oh, pietraie. Să mergem pe aici pe unde e mai mult iarbă, e mult mai ok. Până acum ne bucurăm mai mult de coborâri, după câte văd.
Silviu ne tot amenință cu o urcare fantastică și cel mai probabil o să ajungem și la acea urcare cât de curând. Dar coborârile astea sunt fenomenale pe aici. Până în momentul de față chiar vă recomand tura. Bine, e și interesant faptul că am început urcarea direct de pe platou. Am scăpat de toată urcarea de la baza muntelui. Tocmai ce a zis Silviu mai devreme, de acum începe urcarea, fraților. Să ne ținem bine. Mai avem trei colegi de așteptat. Îl văd și pe Jean în față. Ne regrupăm și începem urcarea. Vârful Neamțului. 1923 de metri. Mai e o grămadă. Deci după culmea aia încolo mai ai de mers un pic. Hai că vedem acolo. Dar traseul n-o să iei pe acolo. Da, pe acolo urcă. Hai că vedem. Pe Neamț. Asta e urcare continuă. Nu știu câtă coborâre mai avem. Urcăm așa la relax, la pas, cum s-ar zice. Văd că am o viteză de 7 km pe oră. Jean este deja în față. Să-l urmărim să vedem cât poate să urce. Urcă pe o bicicletă de carbon care are în jur de 10 kg, iar Jean are condiție fizică destul de bună. Eu urc acum în modul de asistență tour, în care bicicleta electrică mă asistă 100% și la nevoie pot să urc și mai sus. S-o pun în modul MTB, unde bicicleta poate să mă asiste până la 300% progresiv. Deja urcă și eu cu o viteză de aproape 7 km pe oră. Văd că am încetinit puțin, văd că are 5 și s-a oprit. Adevărul e că panta de aici devine din ce în ce mai abruptă și deja nici modul tur nu mai făcea față, așa că am trecut pe modul MTB. Aici urcarea seamănă destul de mult cu cea de la cabana Ciucaș. Este foarte abruptă, dar e un pic mai ușoară pentru că ai aderență. Acolo era ceva asfalt plin de praf, de nisip și practic pierdeai aderența. Era foarte greu să te menții pe șosea și mai ales să pornești. Și acum să facem o coborâre până la lacul Orgojoaia. E destul de mare urcarea până aici. Văd un grup aici de ATV-uri. Destul de interesant lacul. Și destul de mic. Prima dată am zis că e o baltă când eram mai departe. E ok. Și acum să ne întoarcem. O urcare gravă de tot și începe. Am coborât așa mult că nici nu mai văd pe restul colegilor. Partea bună pe pământul ăsta e că ai o aderență foarte mare. Uși fără niciun fel de problemă atât timp cât poți să stai pe bicicletă. Un alt avantaj al unei biciclete electrice. Dacă nu ai condiție fizică foarte bună, poți să vezi mai multe locuri. Practic, mergând mai mare distanță, depui același efort ca și cum ai merge cu o bicicletă normală. Doar că vezi mai multe locuri. Deci, eu zic că e o mare câștig. Dar pe de altă parte, când mergi cu o bicicletă normală, bineînțeles că e o satisfacție mult mai mare. Hai, ne suim pe ele! Avem ceva turiști care coboară aici la lac, la lacul Orgojoaia. Mai stăm și noi puțin și ne continuăm urcarea. Avem acum un buggy care vrea să urce încoace. Un buggy și un ATV. Mamă, urcă blană ăștia pe aici. Mișto de tot buggy-urile astea. Meserie, ce suspensii au. Și acum să începem urcare. Îi prindești pe colegi. Hai, colegii! Trage bine? Trage. De aici putem vedea și lacul de sus. Și colegii. Acum am simțit prima dată că nu are forță nici pe turbo. Să mai urce. Deci nu aveam forță nici pe turbo. Energia. Dar nici să stau pe ea, nu mai puteam. Sunt genul de pante care te rup în două. E foarte mare inclinația.
Suntem pe traseul marcat cu dungă galbenă. Tocmai ce l-am văzut în stânga, pe o piatră. Și se pare că ieșim în plin vânt. Până acum am stat la adăpost. Și tot în față acum. Fiind cun fără copaci, îți dă impresia că panta nu e chiar așa periculoasă. Dar e gravă de tot. Cred că o să avem parte de niște coborâri tare mișto. M-aș mira dacă aș putea să rămân pe bicicletă toată panta asta din față. Vedem în curând. Mai puțin și începem. Da, e foarte abruptă. Tocmai ce a scăzut o linie din autonomia bateriei. Și de acum începe urcarea cea mai dificilă. De-abia pot să stau pe ea. Se ridică efectiv o roată. Deci nu prea am nicio șansă. Va trebui să fac pushbike până sus. Chiar și așa încet. Deja am o diferență considerabilă față de cei din spate. Deci oricum ar fi, te ajută foarte mult o bicicletă electrică. Și acum să o luăm la pas încet. Altă variantă n-avem. Da, n-ai nicio șansă să urci pe ea. Efectiv. Hai că are peste 30 de grade asta. De-abia urc bicicleta. Și țineți cont că aceasta mă asistă și la urcare. Practic ea își trage singură greutate. Partea proastă e că nu prea are aderență pe pietrele astea. Încă puțin și ajung în vârf. Bineînțeles, acesta nu este vârful Neamțului, ci mai avem ceva de mers până acolo. Vârful Neamțului are 1923 de metri în altitudine. Partea asta văd că vine un vârf și mai mare. Deci avem de tras bine de tot. O trecem pe turbo. Să vedem cât pot să rezist să stau pe ea. Nu cred că o să am șanse pentru că sunt pietrele astea. Pierzi aderența instant. Da, n-am nicio șansă. Bicicleta sare din stânga în dreapta și nu poți să stai pe ea. Așa că ne continuăm traseul pe lângă. Deci pot să spun că mi-a dat daună chiar și cu bicicleta electrică traseul ăsta. Ne avem și pe colegi în spate. Bă, când mi-a ajuns pulsul undeva la 150, îmi imaginez colegii cum o duc. Cel puțin peisajul este superb aici. Pot să spun cu încredere că e cel mai frumos peisaj pe care l-am întâlnit până acum. Și mai ales pentru că o bună parte a traseului poți să te bucuri de aceste peisaje. De obicei mergi prin pădure și nu au pus să vezi mare lucru. Dar de data asta mergi pe platou efectiv și tot timpul vezi verdeață, vezi jos pădurea. E chiar super. Am scăpat de cea mai abruptă parte a pantei și am ajuns în zona asta plină de iarbă și văd cel mai înalt vârf în față. Cu siguranță nu e vârful Neamțului, dar cel mai probabil este un vârf apropiat ca și altitudine. Să vedem ce se observă dincolo de acest vârf. Această urcare se observă alt vârf. Partea proastă e că trebuie să coborâm și apoi să urcăm. Ceea ce nu prea ne convine. Ajungi pe acest vârf, vedem în față un cătun. Vă imaginați cum e să stați așa izolați? Mi se pare o idee foarte tare. Însă cred că cel mai bine e să fii născut acolo, să te adaptezi încă de la început. Cred că e cam greu să vii din oraș să te muți așa într-o zonă izolată. Bineînțeles, cine caută să se izoleze, cred că e o ocazie și o locație numai bună. Stai frumos în munți, liniște, departe de tehnologie. Să explorăm puțin zona. Să vedem cât mai au și colegii. În direcția aceea o să ne îndreptăm acum. Primul pe care îl văd este Mugur. Este în spatele meu acum. Cred că de-abia așteaptă să se odihnească puțin. Și este o odihnă bine meritată. Este efectiv o pantă care stai răsuflarea. Să mergem lângă el să vedem ce are de zis.
Bine ai venit Mugureni și felicitări că ai ajuns primul. Am depus ceva efort. Bravo, te descurci super bine. Dar ținând cont că n-ai mai ieșit de un an de zile, așa e ceva. Este. Și încălțări, deci fac reclamă. Noroc că tocmai ce și-a luat și încălțări noi. Da, și fac treaba. Care au și SPD-uri și văd că sunt foarte bune pentru munte. Și fac treaba ăștia. Deci le recomandă. Ce brand sunt, Mugur? Northwave se numesc și par a fi niște călțări foarte bune treaba pentru bicicletă. Aici putem să stăm puțin, să ne odihnim. Da. Să mă simt bine. Bravo. Super. Vezi ce mișto aici, ce aer, ce... Mamă, dar am avut puterea, adică chiar mă simt bine. Bravo. Putem observa în față munții Bucegi și Piatra Craiului chiar. Deci avem o priveliște super tare din zonă. După cum vedeți, în Bucegi încă mai este puțină zăpadă. Deci chiar și luna iulie. Și se vede și al doilea coleg, pare a fi Silviu de data asta. Și ce mai ai de zis pentru cameră, Mugurel? Cum ți se pare tura până acum? Super bună, super, super. Acum am ajuns la vârful Rusu, 1903 metri. Și exact în față avem vârful Neamțului, care, după cum am spus mai devreme, are 1923 de metri. Am ajuns aici cu Mugurel. Priveliștea este din nou superbă și îl avem al treilea venit practic pe Silviu. Și acum plecăm de la vârful Rusu, 1900 de metri, către vârful Neamțului, cu o coborâre foarte abruptă. Vârful Neamțului este exact cel din față, 1923 de metri. Prima dată când avem și câteva secvențe din dronă, ceea ce este nemaipomenit. Oho, ce coborâre aici! Cred că o să facem cel puțin o oră până în vârf acolo. Foarte, foarte abrupt. Aproape de-abia stau pe bicicletă. Și partea proastă e că sunt și șanțuri foarte adânci. Și în scurt timp o să rămânem și fără potecă. Deci vom merge direct pe iarbă. Hai că aici e mult mai bine. Am scăpat de șanțuri. O luăm tot în față și mai puțin și începem urcare. Și cam aici se termină drumul. Văd că deja s-au încălzit frânele și au început din nou simfonia. Aici dăm puțin drumul și vedem cât putem să urcăm. Mamă, ce iarbă mare! Deci nu-mi văd pe unde merg, efectiv. Da, avem marcajul în dreapta jos. Văd că totuși avem ceva potecă, dar de-abia se vede. Să înceapă distracția. Foarte ușor să ieși de pe potecă. Văd că totuși e ceva, dar foarte, foarte slab vizibilă. Iarbă foarte mare. Nu prea pot să dau la pedale pe aici, pentru că e un șanț destul de mare sub iarba asta. Și ca să merg direct prin iarbă, cred că n-am nicio șansă, pentru că sunt mocuri foarte mari. Și am început urcarea. Din câte am înțeles, Mugurel a luat și o mică căzătură. N-am apucat să văd. Ai pățit ceva, Mugurel? Ce ai pățit? N-am pățit nimic. Dar așa, de pe loc mai mult. Pe n-am văzut faza. De cap? Nici cască n-ai. Nu. No. De ce? Păi ce s-a întâmplat mai exact? Prea abrupt. Ai pus frână și... Prinde. A, șoricelul? Da. N-are nimic, dar îți dai o de aia cât vrei. Asta am și acasă, dar și nu... Și am dezechilibrat de vreo două ori și am... Vai, dar ce emoții aveam acolo cu șaua sus. Deci acolo la pietrele alea... Acolo. Acolo coboram cu 4-5, că am zis, bă, urmează cazul la 4-5 că eram prea așa, știi? Și nu puteam, mai prindeam și niște pietre și alea mă dezechilibrau. Avem și ceva șnepenici pe dreapta. Prima dată când întâlnim pe traseu. Cred că până aici a fost curcatul pe bicicletă. Pentru că, după cum vedeți, e plin de pietre. Efectiv, am ajuns pe o culme. Clar, nu cred că vine multă lume cu bicicleta pe aici. Pe aici e mai mult potecă de picior. Să sperăm că după ce trecem de aceste vârfuri, drumul o să fie mai ok.
superbă priveliștea. Chiar n-ai ce să zici de această tură. Dacă vrei priveliști frumoase, vă recomand să veniți pe această tură. Bineînțeles, e bine să plecați la drum dimineața. Îl avem și pe Mugurel în față. Cățările alea, că fugea piciorul. Mi-a aluneca. Hai, Mugur! Forța Mugur, uitați-l! Excelent! Hai că aici merge puțin pe ea. Uh-huh. Pentru că am preferat să nu urcăm direct pe vârf. Acolo era un drum ceva mai ok. Am hotărât să luăm pe margine. Și e ok, într-adevăr, e plat, dar nu poți să mergi pe bicicletă. Pentru că e iarbă foarte mare și e destul de denivelat, nu poți să rămâi pe ea. Așa că mai bine faci o plimbare pe lângă, nu te pui aproape deloc efort pentru că e plat și așa te mai și odihnești. Pentru că este o ușoară coborâre, am stat puțin pe bicicletă, să vedem cât putem să rămânem pe ea. Asta a dat ură. Rămâi efectiv fără drum. Culmea, dar merge destul de bine. Bă, că este traseul marcat în stânga. Deci aceasta este poteca de picior. Traseul marcat cu dungă galbenă. Deci dacă vreți să aveți parte de o aventură super, încercați această tură. Nu veți fi dezamăgiți. Bun, și acum încotro. Bănesc că tot în față. Aproape că nu se mai vede nici cărarea de picior. Da, dar deci trebuie să iau pe lângă. Pentru că avem vale foarte abrupt în dreapta și nu cred că reușesc să stau pe bicicletă. Cam așa arată peisajul aici. După câte văd, până aici a fost beleaua. Am scăpat de poteca aceea îngustă. Avem în stânga marcajul dungă galben în continuare. Și deja se eliberează destul de bine. În față vârful Neamțului. Avem niște oi exact pe drum. Să sperăm că este ciobanul în zonă. Să ne ferească de câini. Bate vântul bine de tot aici. Ținem marcajul. Avem în stânga un drum. Îl observ cu greu, dar iese totuși un drum. Vârful Neamțului, fraților. Rupere. Poate că le văd bine de tot. Salut. Hai, salut! Iată că am ajuns la vârful Neamțului. 1923 de metri. A fost o urcare foarte abruptă. Și vom încheia acest episod aici. În a doua parte o să avem filmată coborâre. Salutare! Am ajuns efectiv printr-un tunel. Câta iarba! Câta iarba! E cam nașpa, dar ne facem cu mâna noastră, nu? Cam așa. Deci n-avem nicio scuză. Aventură. Mai sunt 16 km. Da? Face stânga. Da. Dar mie pe Google Maps îmi arată că merge și așa, nu merge înainte. Cabana Susai și cabana Piatra Mare. Piatra Mare? Păi, nebun. Soarele a apus. Și din moment în moment va începe să se facă noapte. Opriți-vă! Dacă alegeți să parcurgeți exact traseul registrat de mine pe Strava, să țineți cont că este un traseu foarte greu.